Consilierii locali PSD și-au analizat miercuri activitatea din Consiliul Local al municipiului Dej. În cadrul unei conferințe care s-a desfășurat la sediul PSD Dej, consilierii locali au făcut o analiză cu privire la activitatea derulată în cadrul Consiliului Local. Bobac Sinte, președintele Comisiei de Învățământ Cultură, Vasile Sălătioan de la Comisia Economică și Dora Munceleanu au vorbit despre realizările și nerealizările lor ca și consilieri locali în acest mandat. În cadrul conferinței, consilierul local Vasile Sălătioan a declarat că este mulțumit de activitatea derulată în acest mandat în cadrul Consiliului Local al municipiului Dej, dar a ținut să sublinieze și anumite nerealizări. La acest capitol se numără o serie de proiecte care nu au fost inițiate sau nu au primit aprobare, precum realizarea unui parc fotovoltaic în Dej care să suporte consumul de energie electrică a clădirilor aflate în patrimoniul primăriei Dej, precum și nerealizarea unui proiect prin intermediul căruia să se realizeze un sistem de supraveghere în oraș. Tot la capitolul nemulțumiri, consilierul PSD a trecut în revistă și cartierul Ocna Dej, pentru care Vasile Sălătioan consideră că se puteau realiza mai multe lucrări menite să crească calitatea vieții oamenilor din acest cartier de Jean. Președintele Comisiei de Învățământ Cultură, Bobac Sinte, a ținut să atragă atenția asupra importanței culturii, sportului și educației în viața comunității și a vorbit despre proiectele de reabilitare școli implementate la Dej, care presupun modernizarea liceelor Alexandru Papiu Ilarian și Colegiului Național Andrei Mureșanu. Proiecte de anvergură care, odată finalizate, vor avea un impact semnificativ în activitatea educațională din oraș. Tot la capitolul proiecte realizate, directorul Colegiului Național Andrei Mureșanu a ținut să sublinieze și realizarea unui săl de sport la Școala Generală Avramiancu și a vorbit despre importanța parteneriatelor dintre școlile din Dej și cele din alte orașe din afara țării. La capitolul nerealizări, președintele Comisiei de Învățământ Cultură a vorbit despre lipsa unei librării în oraș. Chiar dacă este consilier local de doar un an de zile, jurista Dora Munceleanu a vorbit despre importanța implicării tinerilor în alegerile locale, cât și despre proiectul de modernizare străzi, proiect la care a dorit să schimbe criteriile de atribuire a proiectului unei firme și a propus ca termenul de garanție să facă parte din modul în care un proiect de o asemenea învergură este atribuit.